Da, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce bunătate economică vă întâmpin azi. Cozacuscă fantastică de vinete, cu ardei copt, cu tot ce trebuie, dar care are și dovlecel în compoziție și foarte spornică. Eu nu vă învăț să faceți chestii ieftine numai de dragul de a fi ieftin și prost. Nu, nu, asta e ieftin și bun. Haideți să vedem cum am făcut bunătatea asta de zacuscă și uite cum dintr-un kilogram de vinete ies 6 borcane. Asta e o chestie spornică, la treabă. Haideți să vedem cum facem zacuscă economică și de ce zic economică? Pentru că pun dovlecei, dar o să vedeți că e fain, foarte faină iese. În primul rând, e o zacuscă practică pe care o putem face când ni poftă de așa ceva. Nu neapărat toamnă, o putem face cu vinete gata coapte și congelate și ardei copți congelați. Aveți chef în ianuarie de o zacuscă? Asta e rețeta. Bineînțeles că o puteți face și acum în sezon. Eu deja am copt vinetele, am copt ardei, am curățat și vă zic imediat și cantitățile. 500 de grame de vinete gata coapte de cojite scurse. Pe astea le obținem cam dintr-un kil 200 de vinete. Depinde cât îți de apoase, dar vă spun eu, dintr-un kil 200 de vinete proaspete, cam cu atâta rămânem, cu 500 de grame. Tot așa, ardei. Cam dintr-un kil bun de ardei capia, după coacere, bineînțeles, pe plită ca lumea, cu coajă carbonizată, mai au încă urme, am ținut toată zeama de aici. Asta e gust fantastic. Tot 500 de grame am. Vă las video cum se coc vinetele corect, pe plită, pe lespede, pe foc deschis sau pe jar, respectiv cum se coc ardei corect. Și pe mine nu mă deranjează care, uite, așa un pic de cojiță arsă, că ăla e gust, gust fantastic de ardei copt. Pe urmă, ulei, nu mult, 125 de ml de ulei, de floarea soarelui. Sare, o linguriță jumate, două, vedem, după gust. Bineînțeles că o să-i pun și o foaie de dafin și cam o linguriță de bobe de piper. Mama le pune întregi, dar de data asta eu o să le pun măcinate. Am zis că e economică. Aia ce înseamnă? Înmulțim. Cu ce? Dovlecel. Un kil bun de dovlecel. Bineînțeles că vara e economică, când atunci dovlecelul e ieftin. De câteva ori mai ieftin decât vânăta și ardei. Iar dacă vinetele scoapte ca lumea, rumenite, carbonizate, nu la cuptor, aia să mețeală, pe jar, respectiv ardeii, atunci aroma asta lor faină poate conferi savoare și dovleceilor care sunt umplutură, practic. E o chestie neutră, dar care face mai multe borcane. Dacă sunteți mulți în familie, mă, în loc de 4 borcane facem 10. Și bineînțeles, suc de roșii, cam 400 de ml, dar nu-i bulion, e pasată, uite aici. Eu vă las rețeta, așa cum se face în Italia. Noi am testat-o de ani de zile, e o metodă altfel de preparare decât a bulionului, n-are sare și se păstrează grozav și 2 ani în cămară. Și să vedeți ce fain se prepară și ce simplu, nu stăm să amestecăm în ceaunul cu bulion. Și să nu uităm, ceapă. Cam 400 de grame am aici de ceapă. E mai mult decât la alte zacuști, dar asta e un pic altfel. Mama nu pune așa multă ceapă la zacuscă. Dar de data asta eu o să o pun, că îmi place, cu de gust dulceac, foarte fain. Pre deosebire de alte rețete de zacuscă, unde toate se tocă, se macină de la început și avem o chestie așa ca o magmă care fierbe și stropește, eu am experimentat o zacuscă din bucăți mari de legume, care seamănă cu o tocăniță și pe care doar la final o să o macin sau o pot procesa cu blenderul de mână. Am făcut asta la zacuscă dietetică, acum câțiva ani, cu toate componentele rumenite la cuptor și o metodă foarte bună, care nu ține gospodina lipită de aragaz. O să vedeți, ca și cum ați face o tocană de legume. Mai amestecăm, mai nu știu ce, dar o lăsăm în pace, nu se prinde, nu se arde. La treabă, cu ce începem? Tehnica e foarte simplă, lași deoparte tot. Și aici, vinetele pot fi inclusiv așa, copte și în fâșie, să la mele s-au mai zdrobit. Neintenționat, crătițoi larg, ceapa, cu asta încep, bucăți mari, am zis că procesăm totul la sfârșit, eu nu vreau să am o pastă
de la început, pe care să trebuiască să o păzesc acolo și să mă speriu tot timpul că vai se prinde, vai stropește. Eu știu ce aia să fierbi zacusca. Mai bine o facem așa. Nu vreți așa de multă ceapă? Puneți mai puțină. Eu o fac cu multă ceapă, că mie așa îmi place. Și dacă e economică, să fie economică. Mai puțină vânătă, mai puțin ardei, că aia scumpi. Dacă lucrăm pe bugete. Ceapa e gustoasă, de gust bun, mâncărurilor, cum să nu? Peste ceapă pun uleiul, care nici el nu-i mult la cantitatea asta, și cam o linguriță cu vârf de sare, hai, și jumate. Ăsta e stadiul în care merg cu ceapa la călit și pe urmă vin pe rând următoarele ingrediente. Ardei, exact așa cum îs, pe urmă o să pun dovlecei și ultimele vinetele și sucul de roșii. Na, hai. Am pus ceapa la călit, la foc mic, fără capac, are sare, se va înmuia vreo 5 minute, dar avem grijă să nu rumenim, că nu vrem să prăjim nimic, doar să devină sticloasă. Să se înmoaie un pic. Foc mic. Na, cam asta e treaba cu ceapa, înmuiată un pic, deloc aurie, că nu ne interesează așa ceva, că devine indigestă. Dovlecei. Ăștia au avut sare și s-au scurs, s-au lăsat la apă de numă. Ăștia îi pun primii. Și tot acum pot să pun și ardeiul copt. Să mă scap de o grijă. Și o să las ăștia la zeamă de numă. Uite, așa întregi. Cu tot cu sucul ăla bun pe care îl lasă. N-ați mai văzut așa zacuscă? Cu bucăți mari. Savorii urbane vă învață chestii practice. Pentru că voi la treaba asta n-aveți de ce să stați să veniți să amestecați mai des de o dată la 5 minute. Numai să vă puneți totuși o alarmă pe telefon să nu uitați complet de zacuscă. O să lase apă dovlecei, totul fierbe frumos aici. Și totul ia aromă de fum, de la ardei, de la vinetele pe care le punem mai încolo. Așteptăm să fiarbă totul frumos. La foc mic mediu, pot să-i dau foc un pic mai mare acum că nu mai e pericol de ars. Capac nu punem că vrem să scadă. Na, uite cum lasă zeamă dovlecei. De două ori am amestecat. N-am ce să fac. Acum stau așa la foc mic și las să scadă tot aici, să tot iasă apa din dovlecei. Și când îți moi și se rup ușor cu lingura, atunci putem pune și vinetele, sucul de roșii și imediat e gata. Așa să tot faci zacuscă comod. Nu să stai aici să tot amesteci în ea, că n-ai de ce. Nu? Uite, ce fain ai. Minunat arată. Deja s-au înmuiat și dovlecei, uite că i-a păsă-s aproape pastă. Mai au un pic, dar oricum se mai îngătesc. Acum pun vinetele. Nu trebuie tocate. Așa cum îți copte, cât de cojite pot fi cu și. Mamele au fost tocate din cuțit. Asta e aroma de vânătă coptă și de ardei copt pe plită. Astea dau gust bun la tot ce în jurul lor. Uite ce fain e. Mai vin cu piperul, pun măcinat. Fiecare pune după gust. Echivalentul cam o linguriță rasă să fie de piper bobe, de data asta proaspăt măcinat. Foaia de dafin. Acum mai pun și sucul de roșii. Adică pasata aia groasă. Chiar dacă suntem tentați, nu clătim paharul cu apă, că nu vrem lichid în plus. Și acum, într-adevăr, e o perioadă de fierbere de vreo 5-10 minute, care necesită un pic de atenție, că s-ar putea să stropească. Dar nu ca la zacusca clasică, așa că mai stăm pe lângă cratiță și o mai amestecăm.
din când în când. Nu o lăsăm de capul ei. 20 de minute o fiert la foc mic, după ce i-am pus vinetele, pasata de roșii și condimentele. Uite ce faină legată, nu mai am ce să o las, n-are mult ulei ca să băltească deasupra ei. Așa că zacusca economică e gata. Sting focul, trag deoparte, las un pic la răcorit. Și aici sunt două variante. O lăsăm la răcorit ca să o putem manevra, în sensul că va trebui dată prin mașina de tocat carne. Sau băgăm blenderul de mână în ea. Dar eu vreau să o dau prin mașina de tocat carne echipată cu găurele mari ca să rămână niște bucățele. Deci normal că ea se răcește și după aia putem să îi mai dăm un clocot scurt pe aragaz tot în oală pentru sterilizarea de dinainte de a fi pusă în borcane. Nu e greșit dacă facem, să zic, seara zacusca cu bucăți așa până în stadiul ăsta. O lăsăm la răcorit, dimineața o măcinăm, o tocăm, mă rog, și atunci îi mai dăm un clocot și o băgăm în borcane. Ambele variante sunt corecte. S-o mai răcorit și zacusca economică, îi recuperez, da, fi nu că nu cumva să-l macin. Și cum am zis, echipată mașina de măcinat cu sită mare, ca să am bucățele. Uite, astea încă e caldă, dar va mai trebui după aia să dau un clocot după ce o macin. Și dă și macină. Și gata, bineînțeles că mai stropește aici, puteți pune o pungă, ceea ce am făcut și eu. Dar uite cât e de faină zacusca, ce are bucățele așa mai mari, nu-i pastă. Este și varianta pastă, vă zic, aia dietetică o fac pastă, coaptă la cuptor și pe un bag blenderul în ea, dar asta e mai faină. Nu spălăm cratița, că mergem cu ea înapoi pe foc. Vrem, nu vrem, trebuie să-i dăm un clocot. Ce frumusețe de zacusca. Mai obligatoriu ce am zis, punem pe foc mic și de când clocotește cronometrăm un minut, timp în care ne și pregătim borcane. Sterilizate și cu capacele aferente. No, la fiert înapoi cu ea. No, așa da. Cum ai, cum trebuie. Clocotit, sterilizat. Între timp mi-am pregătit borcane, am mai multe sterilizate. Și capacele aferente la cuptor le sterilizez eu, vă las link în descriere, e un video scurt. Pâlnie, polonic, tavă metalică pentru preluarea șocului termic. Uite cât e de faină textura, e așa rustică, cu bucățele un pic mai mari, mi-e tare mult, îmi place așa. Am apun întâi câte așa un polonic în fiecare borcan, ca să se tempereze un pic sticla, să se obișnuiască cu fierbințea aia, că asta e chiar clocotită. Zacusca așa se ambalează și atunci nu mai trebuie de un stuit după aia. Dacă borcanele și capacele sunt corect sterilizate, dacă zacusca e clocotită, nu mai avem nevoie de supra-sterilizare nici la cuptor, nici bain-marie, dunst, nimic. Punem capacele, lăsăm la răcorit și cămară. Direcția în cămară după aia. Și revenim. Acum putem umple până în sus. Fiecare borcan. Ce textură faină are, cremoasă, foarte, am gustat-o, e bună de numă. Rapid, capace, strâns bine, arde, ținem cu cârpă dacă trebuie, bătut un pic să se așeze bine, așa. La ultimul nu îl închidem, să avem și de probă, de gust. Cum să închidem tot? Vezi și oricum câte ori ieșit. Enorm de mult. Asta o să-l ținem așa la răcorit. Mâncăm din ea, din zacusca așa călduță și mă băgăm în frigider. Nu? Ce ziceți, dragilor? Din un kil de vinete, un kil de ardei, au ieșit 6 borcane faine de zacusca. Spornică, da, dar și gustoasă. Atât de bună. Dacă coacem
ca lumea, vinetele și ardeii și au crusta aia faină, coaja carbonizată și miezul impregnat de fum, credeți-mă, puteți spune și de două ori mai mult dovlecel, nu închiul, două, este la fel de bună zacusca. Asta nu e de sărăcie, e de cumpătare. E un fel de a hrăni mai multe guri cu ceva bun totuși. Eu nu niciodată nu vă învățați să faceți porcării numai de dragul de vai, știi, ieftin. Că știu cum îți vremurile, dacă tot vrem să facem ceva pentru familii, hai să fie ceva bun. Și în cazul ăsta și cumpătat. Uite aici cât e de faină. Și mi-a dat usul și gust. Are o aromă fantastică, culoare, textură și un gust extraordinar. Hai să vedem, uite ce faină. Și să gustăm. Bunătatea. Caldă-i, fierbinte, că de-abia am pus-o în borcan, doamne bune. Zacusca, se știe, pe măsură ce stă, devine tot mai gustoasă, se maturează cumva gustul ei și aromele. Eu nu o țin acoperită cu nimic, chiar dacă îți fierbinți borcanele, așa le las să răcorească, mâine le bag în cămară și asta e bună și 2 ani de zile. Eu trimit lui fiica mea zacuscă făcută de mine și ambalată așa. În Olanda ajunge perfect și rezistă perfect. Și toată lumea o laudă. De unde e asta? Zacuscă de la mama din România. Dragilor, cum v-am spus, faptul că e ieftină nu înseamnă că nu e bună, tocmai că e deosebit de bună. Și să încercați și vă rețeta asta. Cum am zis, am anusărit calul cu dovlecei, 3 kg chiar n-aș pune, dar 2, lejer, lejer. Însă să fie vinetele și ardei copți cum trebuie, că îi dau tot gustul de aici. Și ceapa aia multă, foarte bună, trebuie să zic cu maică mea, uite, zacuscă cu mai multă ceapă decât pui tu, care e foarte bună, de fapt o să-i dau să guste și nu o să știe și o să-mi zică ea cum e. Na, mai gust un pic. Abonați-vă la Savori Urbane, e gratuit, aveți acolo butonul. Ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!